Ei, salut, bună seara! Bună seara, Lucian! Și acum vorbeam, încă sunt stupină, am operațiuni de făcut. Nu toți sunt uniformi, se vede, am și pe două corpuri de miere, dar în general pe un corp. Acolo sunt colectorii de polen și aici un breeder. Așa, aici un roi. Și stupiri de producție. Fie câte un cad de miere, fie câte... Ăștia sunt pe 6 rame corpurile de multietajat, sunt 4 corpuri. Așa. Povesteam că am destructurat aici. Aici am lucrat acum, am tăiat la celulele de trântor, că erau între corpuri, punțile de legătură. Deci am avut scuturat albina, s-au retras, au fost 4 corpuri de multietajat pe 6 rame roinița. Și aici, după cum povesteam noi doi, da, hanemanul pus, aici am avut haneman, dar am avut o problemă cu el, că a fost din două bucăți și a cedat. Da, instrumentele muzicale. Așa. Și ordinișele superioare, cum povesteam noi. Da, ce voi face cu instrumentele? Mare secret. Ceva de genul ăsta. Da. Dar asta a fost doar așa. Acolo e starter 1, starter 2, două concepte de startere diferite. Asta este, albinele au fost tulburate și agitate și în sine, albinele sunt, cum povesteam cu tine, sunt mai nervoase, mai agitate. Nu mai găsesc, sunt aceeași albină. Anul trecut lucram cu plăcere, cu mare bucurie, în tot ce înseamnă procesul ăsta de creștere, de starter, de creștere de lăptișor, de tapilarmin, de păstură. Mai ales că ignorat eu plafon de nori, o și stropit puțin. Este cum este. În altă ordine de idei, pe aceste două colonii au fost luată mierea, au fost lăsată doar miere și păsture și am urcat ceva puiet căpăcit în corpul 2, care anume a fost trecut de Hahnemann să nu aibă larvar. Și mă duc la transvazare. Vor proceda la instrumente, am pregătit tabla și de aici încolo procesul tehnologic pe care l-am adoptat pentru anul acesta. Măzărica este în toi, iar morfa a înflorit. Am văzut și măceșul florit. Așa că ne vom bucura de polifloră mai degrabă. Foarte puțin salcâmă. Este. De exemplu, pe unitatea asta am luat 9 rame de multietajat. Am lăsat și pentru necăpăcite, am lăsat pentru creștere. Ei, altfel, multă sănătate, povestim. Deci, ne apucăm de treabă. Nu e o vreme super, dar e mai bine noaptea. Și am argumentat noi de ce, și în discuțiile private, dar și în timpul cursului, de ce facem noaptea. Ne pregătim să începem și cursurile, vedem ce rim reușim să avem mai în. E mult de lucru. Pe partea cealaltă zărui deja făcuți și sunt și ceva lucruri la împerecheat. Dar nu suntem în potențialul. Ne pregătim în partea cealaltă să avem finisori și mai pregătim starteri. Te-am salutat că trebuie să mă ocup de alte operațiuni. Toată stima, cu prietenie, Ionel de la Piscinesc.